Pentru săptămâna 9-13 noiembrie, compania furnizoare de electricitate și gaze, formația de lucru Roman, anunță întreruperile programate ale energiei electrice, efectuate în scopul executării unor lucrări de mentenanță în instalațiile electrice, începând de luni 9 noiembrie. În această zi, curentul electric va fi sistat între orele 9 și 16 în comuna Valea Ursului, în zona PT1 Valea Ursului. Miercuri 11 noiembrie 2020, în intervalul orar 9-16, nu vor avea energie electrică romașcanii care locuiesc în zona PT61 pe strada Renașterii. Tot miercuri 11 noiembrie nu vor avea energie electrică nici locuitorii comunei Gâdinți, în zona PT1, 3, 6, 7, 8 Gâdinți. Joi 12 noiembrie, între orele 8:30 și 16:30, energia electrică va fi întreruptă din nou pentru locuitorii comunei Gâdinți din zona PT5. Reprezentanții companiei își cer scuze pentru disconfortul produs. Relații suplimentare pot fi cerute de la punctul de lucru Roman din strada Alba Iulia sau la telefon 0748882454.